Bun regăsit, stimate telespectatoare, stimați telespectatori! Am bucuria astăzi să îl am ca invitat la emisiunea Dialoguri Academice pe domnul profesor Liviu Ornea, de la Universitatea din București, matematician, membru corespondent al Academiei Române. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc eu pentru invitație. Deja v-am prezentat ca matematician, pe cei mai mulți dintre noi chestiunea asta ne intimidează, ne impune anumite limite, standardele științei noastre sunt extrem de înalte, uneori foarte rigide. Sunteți în același timp și un foarte bun comunicator al științei și în mod special al matematicii. Dincolo de creația matematică în domeniul geometriei noastre, ați și tradus foarte multe cărți de popularizare a științei pentru seria de la Humanitas, care este îngrijită de domnul Vlad Zografii, ați tradus și pentru Polirom, pentru alte edituri. Aș vrea, bineînțeles, la începutul dialogului nostru să ne vorbiți puțin despre știința căreia ați consacrat întreaga noastră activitate de cercetare și de predare, despre matematică și, în mod special, despre geometrie. Ce anume face ca geometria să fie o știință atât de specială, atât de veche și, în același timp, care se reînnoiește în continuu? N-aș zice că geometria este o știință în sine. Geometria e o ramură a matematicii. Dacă se înnoiește continuu, se înnoiește odată cu matematica și cu noile paradigme care apar în general în matematică. Sigur că este un drum cu dublu sens. Noi concepte, noi care schimbă paradigmele pot apărea dintr-un domeniu, cum e geometria, și să radieze apoi și să ducă la schimbări în matematică ca ansamblu și invers. Se poate ca idei fundamental noi să apară în alte domenii, să reverbereze și să schimbe și geometria. Geometria este alături de aritmetică, deci de, să zicem, știința numerelor, probabil cea mai veche dintre despărțămintele matematicii, cel mai vechi dintre ele. Pentru că a apărut din niște necesități practice care au, de fapt, puțină legătură cu ceea ce numim azi matematica abstractă. Era inițial nevoia de a calcula lungimi, de a calcula suprafețe, legată și aceasta de nevoia de a taxa. Trebuia să știi cât deține cineva ca să-l poți taxa. Treptat din aceste necesități practice s-a desprins un sistem de raționament, un sistem de concepte, s-au format concepte și lucrurile au devenit din ce în ce mai abstracte și s-au coagulat în teorii. Una din perplexitățile mele legate de asta, de acest drum, care mi se pare foarte natural, al geometriei și al matematicii în general, pornită de la probleme practice și mers către o abstractizare foarte mare care astăzi pe mulți îi descumpănește. Deci, una din perplexitățile mele legate de acest lucru, care mi se pare foarte natural, este că, în continuare, persistă întrebarea și se reia aproape obsesiv întrebarea lui Wigner: cum de se aplică matematica? De unde? De unreasonable effectiveness of mathematics. Cum de se aplică matematica? Ori, mie mi se pare că nu este niciun mister aici. Matematica se aplică pentru că oricât de abstract ar fi, își trage seva inițială din niște preocupări absolut uzuale, practice ale oamenilor și, în plus, la fiecare pas, odată cu fiecare abstractizare, s-a alimentat și din lumea înconjurătoare. Științele celelalte, matematicianul nu este într-un turn de fildeș, deci nu e complet izolat, el este în legătură cu fizica, cu chimia, cu biologia. Deci își ia probleme pe care încearcă să le rezolve, că el apoi abstractizează și formalizează lucrurile,
E cu totul altceva. Probabil că această perplexitate de care vorbiți este motivată sau susținută și de dificultatea de a mai vedea această legătură, care acum este extrem de mediată, nu mai e o legătură imediată între măsurarea unor suprafețe, unor foarte volume corect. Și așa mai departe, și calculele care erau făcute, să spunem, în capitolele elementare de geometrie care s-au dezvoltat la început. Pe când acum toate modelele acestea extraordinar de abstracte, nu mai vezi o legătură directă cu lumea fizică. Cu asta sunt perfect de acord. Pe de altă parte, nu mă miră când această perplexitate o are un om fără o educație științifică. Da, întrebarea nu e pusă de acești oameni. Dar întrebarea este pusă de oameni care au sau de educație științifică, mai ales de filozofi. Da. Și de alții care totuși au trecut printr-o formație culturală, măcar, dacă nu științifică, destul de înaltă. Ceea ce este iarăși de mirare pentru mine este pornirea maniheistă a celor mai mulți care discută acest subiect, și anume împărțirea pe care eu o văd foarte strictă între intuiție și formalism. Mie mi se pare că e o confuzie majoră aici. Se cataloghează matematica drept fiind una sau alta, pornind de la produsul finit. De la fel cum noi prezentăm teoremele, rezultatele noastre, sub forma articolelor sau sub forma cărților, în produsul finit, pe care trebuie să-l concepem în așa fel încât să nu fie nici foarte lung, să nu excedă numărul de pagini ale unei reviste, sub forma să fie unei clar. Unei demonstrații care e acceptată de către toată comunitatea respectivă. Să fie o demonstrație care să poată fi ușor citită. Ordinea naturală a descoperirii este complet eludată sau răsturnată. Pentru că ți se prezintă un rezultat și o demonstrație ca și cum cineva s-ar fi trezit într-o dimineață cu o idee minunată, are un enunț, s-a așezat la masă, l-a scris, uite ce frumoasă demonstrația, gata. Ori e exact invers. Ai o idee, bănuiești ceva, habar n-ai dacă e corect, cauți exemple, cauți contraexemple, ai niște intuiții pe care nu poți să le prezinți comunității decât după ce le-ai formalizat, le-ai demonstrat. Lucrurile sunt îngemănate. Nu există matematică numai cu intuiție, cum nu există matematică numai formală. Poate inteligența artificială să lucreze formal. Cu siguranță, adică nu știu cu siguranță, dar deocamdată nu cred că informaticienii pot să emuleze intuiția, cum bănuiesc că încă nu pot să emuleze conștiința. Da, o să discutăm sigur și despre aceste aspecte dacă avem timp până la sfârșitul dialogului. E pentru mine foarte instructiv. Eu vin dinspre filozofie și în filozofie fac logică. Logica e apropiată, evident, de matematică. Unii chiar astăzi spun că logica este un capitol al matematicii. Păi eu așa știam. Da, asta știați așa. Noi de la filozofie spunem că logica a apărut, dacă vorbim și de contextul apariției, a fost constituită prima oară de Aristotel, care nu este un matematician. N-a avut rezultate în matematică, spre deosebire de Platon, care probabil că avea o pregătire și o formație mult mai matematică decât Aristotel. Dar sunt de acord, absolut de acord cu faptul că uneori filozofii, chiar și filozofii matematici, cei care știu matematică, ne împing în zone care sunt fals dilematice. Ceea ce a spus dumneavoastră ar putea fi ușor reformulat sub forma întrebării: matematica este invenție, construcție sau descoperire? Așa cum, de pildă, descoperire este chimia sau biologia, care are nevoie și ea, și chimia și biologia are nevoie de construcție, adică nu este o pură înregistrare a unor fapte care preexistă cercetătorului. Ceea ce îl face uneori pe filozof sau pe filozoful logician să împingă discuția despre fundamentele matematicii în acea direcție pe care dumneavoastră o contestați, este faptul că se uită doar la produsul final, cum ați spus. Da. Adică nu la matematica vie, nu la felul în care ai ajuns la produsul final, ci la felul în care o prezinți ca să fie acceptată și omologată, să spunem așa, de comunitatea de matematicieni. Da. Intuițiile mele, credințele mele n-au nicio importanță în produsul finit care trebuie să fie demonstrat. Asta este ideea, să zicem, a unui logician sau a unui formalist. Cred și eu, ca și noastră, că o cale care să medieze, pentru că nu e vorba de o dilemă reală, ci de o falsă dilemă, și ar trebui să trecem, cum se spune, printre coarnele dilemei, adică să nu acceptăm cele două
versiuni care sunt opuse contradictoriu, ci pur și simplu să spunem că există și intuiție, și proces și așa mai departe, dar nu se poate reduce matematica la asta, pentru că matematica nu e psihologie. Nu e o psihologie a creației matematice. Da, sau exclusiv, ăsta este ceea ce ne doare și ar trebui eliminat. Da, dacă vă rog, și problema aceasta a dualității descoperirea invenției, iarăși este una pe care nu o înțeleg foarte bine. Evident, eu nu am nici limbajul filozofic necesar, nici pregătirea. Sunt complet diletant. Dar... După un standard foarte ridicat, pentru că știu că nu sunt diletant. Știu că discuția pleacă probabil de la Menon, nu? De la dialogul platonician. Or, să mă ierte Dumnezeu, eu acolo nu înțeleg. Nu înțeleg. Mie mi se pare că ori e o înșelătorie, ori, mai mult să nu spun pentru că e o discuție academică, mie mi se pare că acolo Socrate nu demonstrează nimic. Este un tour de main. Filozofia nu face demonstrații. Nu-și demonstrează teza. Teza lui, de fapt, bănuiesc că este că nu există cunoaștere. Nu există învățare. Nu poți cunoaște ceva decât dacă ai în tine. Altfel nu poți să înțeleg acea reamintire. Ori ceea ce face el, demonstrația cu sclavul, demonstrează că asta vrea, face o demonstrație cu sclavul, aia este o înșelătorie. Pentru că este exact la nivelul lui Marius Chicoș Rostogan, nu e așa că, bravo, așa e. Bun, sunt mai multe lucruri de spus aici, nu neapărat în exegeza dialogului lui Platon. Socratele lui Platon nu spune că noi nu putem cunoaște lucruri sau fapte. Exact asta spune. El spune că în colega anumite... noastră Dana Jalobeanu într-o carte, așa explică Menon. Da. Nu e posibil. Deci Platon cunoaște. Și Socrate nu putea să, de pildă, să conteste faptul că dacă te trezești dimineața și este frig afară, spui, uite, acum văd că simt că este frig. Și asta nu este o cunoaștere care vine dintr-o reamintire. Dar nu la asemenea cunoaștere se referă Menon. La ceea ce se referă la faptul că ar exista un anumit gen special de cunoaștere, cum ar fi geometria sau putem să extindem anumite noțiuni logice sau de lingvistică, dacă este să vorbim despre cercetările recente ale lui Chomsky, care nu vin din experiența cu lumea exterioară. Iar ceea ce face filozoful cu sclavul respectiv în Menon este să îl ajute să scoată la suprafață ceea ce preexistă în anumite structuri ale minții lui. Este o interpretare minunată care, după părerea mea, nu are legătură cu ce scrie acolo. Întotdeauna dialogurile filozofice sunt deschise reinterpretărilor, dar aș vrea să vă supun atenție cercetări mai recente făcute de cei care vin din direcția neuroștiințelor cognitive. Pildă este un sociolog de formație, dar a făcut foarte mult epistemologie, adică teoria cunoașterii științifice și știință cognitivă, îl cheamă Alvin Goldman, american, care într-o carte de acum mai mulți ani, vreo 20 de ani, vorbește despre rezultate care sunt controlate experimental, făcute de către psihologi care au o metodologie foarte bine pusă la punct și care ar arăta că există anumite genuri de cunoaștere care sunt înnăscute la un nivel rudimentar. De pildă, faptul că noi avem înclinația de a clasifica în genuri naturale lumea animală și că avem o fel de cunoaștere de fond care nu vine neapărat din experiență, potrivit căreia speciile, să spunem, de câini sunt diferite radical de speciile de pisici sau de speciile de delfini. Chestiunea asta nu vine neapărat dintr-o experiență, ci trebuie să existe un tipar prestabilit în care să punem informația. Tot așa vorbesc acești cercetători despre o anumită matematică născută la nivel elementar, o aritmetică născută, o geometrie născută. Da, până la doi. Pentru de obicei. Că toate culturile lumii, nu sigur. Numai cea europeană din care facem noi parte, toate culturile dezvoltă și există bine cunoscut faptul acesta că există o împărțire, aș zice, democratică a genului matematic la toate rasele umane, ca să spunem așa. Nu doar în Grecia sau nu doar în Germania s-a făcut geometrie. Mă gândesc că o mare parte din dilemele acestea pe care
La Spracora noi nu facem decât să speculăm. Nu avem nicio șansă să tranșăm, evident. Vor fi, la un moment dat, banalizate, lămurite, banalizate, da, mai multe cercetări, de neuroștiințe, da, probabil. Sigur. În momentul când vom ști totuși cum lucrează creierul, s-ar putea să nu mai fie foarte mult de discutat. Ceea ce se întâmplă, aceste lucruri. Ceea ce se întâmplă în general cu filozofia, anumite speculații filozofice, în momentul în care le poți controla și le poți verifica într-un mediu mai bine controlat experimental, devin ramuri ale științelor. Se desprind, da, din filozofia. Asta s-a întâmplat de la greci încoace în continuu. Dar aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că știu că sunteți preocupați și de istoria matematicii și ați și susținut un curs recent la Universitatea din București. Și aici la noi, la Academie, acum o lună și ceva, a susținut o conferință publică de comunicare a științei despre geometrie de la, da, Euclid până la Einstein. Cum se face că, deși oamenii peste tot au avut această presiune practică să măsoare, să numere și așa mai departe, deci matematica face parte din viața noastră de zi cu zi, cum se face că grecii au fost cei care au descoperit sau care au inventat geometria? Pentru că, iată, tot grecii sunt cei care au inventat logica. Chiar dacă oamenii raționează, indiferent de cultură, de ce doriți noastră, toate diferențele care sunt între noi la nivelul acesta empiric. Ce s-a întâmplat atunci, în secolul 4 înainte de Hristos, în Grecia, pentru ca să se treacă de la măsurarea pământului pe care o făceau și babilonienii și egiptenii și poate toate celelalte culturi umane, să se treacă la conceptul de organizare deductivă riguroasă, deci, pe baza axiomatică a geometriei? Ceea ce spuneați că au inventat geometria nu e cum... Nu, invenție în sens general, metaforic. Vă referați, de fapt, la prima teorie coagulată, da, articulată, sistemul... Pentru că de acolo apare această dihotomie falsă. De când apare prima... Nu sunt specialist, nu am studiat serios, dar atât cât am putut să înțeleg, cred că faptul se datorează climatului cultural din perioada aceea, care era, până la urmă, dictat de sistemul filozofic care funcționa acolo. Un anumit mod de a gândi, un anumit mod de a raționa pe care îl impusese filozofia. Și care apare distilat la Platon, în primul rând. Evident. Da. Și care... Platon a spus, faimos, cine nu știe geometrie nu are ce să caute în școala sigur, mea. Nu, dar e vorba de... Un mod de a lega lucrurile, de a argumenta și care, funcționând în discuțiile filozofice, mai ales nefiind foarte multă diferență la vremea aceea între științe și filozofie, matematicienii fiind și filozofi și invers, bănuiesc că asta a făcut ca să se nască încet, încet această propensiune către coacerea unei teorii din mai multe rezultate. Dar ceea ce nu se încadrează în răspunsul acesta, ei făceau aritmetică, făceau, să zicem, algebră în... Acum ar fi algebră. Teoria numerelor, mai ales. Pentru ea n-au făcut așa ceva. Nu au ajuns la un asemenea corpus axiomatic. Da, axiomatizarea aritmeticii este rezultatul secolului XIX. Ei s-au menținut la nivelul obișnuit, care era și în China, de probleme. Probleme. Da, sigur. Chiar într-o perioadă... Într-un fel, geometria este mult mai intuitivă și mult mai robust fizică decât aritmetica. Poate din acest motiv, nu știu, dar... Ce s-a întâmplat acolo este totuși un miracol, pentru că nu are corespondent în nicio altă zonă geografică sau culturală. Ce a făcut Euclid e fără precedent și fără comparație nicăieri. Da, și știu că ați și scris și este de fapt subiectul care îi fascinează pe non-geometrici și pe non-matematicieni atunci când discută despre subiectele noastre și o fac de foarte multe ori la un nivel de diletanți, chiar la un nivel jos de diletantism. Este faptul că Euclid a avut și acest flair extraordinar împreună în legătură cu postulatul al cincilea, al paralelelor, pentru că de fapt toată viața și dezvoltarea geometriei
mult mai târziu, în secolul XVIII al XIX-lea, vine din această problemă și aș vrea să ne spuneți puțin ce este cu acest postulat celebr al paralelelor și cu dezvoltarea geometriilor mai recente. Euclid are în sistemul lui două grupuri de ceea ce noi azi numim la grămadă axiome. Unele sunt axiome, altele sunt postulate. Axiomele, cum bine știți, sunt acele adevăruri pe care le putem accepta. Postulatele, fără o demonstrație anterioară. Sigur, iar postulatele pe care noi acum le echivalăm cu axiomele erau, după cum dumneavoastră știți mai bine ca mine, la vremea aceea, niște enunțuri oarecum polemice care erau de dezbătut. Da. El își numește, e postulatul, ci nu e axiom. Exact, așa am spus și eu. Sigur, intuiția și experiența îl dau de sigur. Dar felul cum l-a formulat Aristotel a fost... Euclid. Euclid. Nu, mă gândeam la Aristotel pentru că există în cartea lui Imre Toth un citat din Aristotel care e apocrif, de fapt. L-a verificat un coleg de-al meu și nu există așa cum îl dă Imre Toth. L-a inventat Imre Toth. Nu l-a descoperit. În care Aristotel spune că, de fapt, suma unghiului triunghi ar putea să nu fie 180 de grade, ar putea fi oricât, că numai Dumnezeu știe, dar că nouă ne repugnă, nu. Normal e să fie 180, cam așa. Deci că Aristotel pare să accepte... Primul geometru non-euclidian ar fi Aristotel. Da, el pare să accepte. O să fie, nu? Adică nu e nicio... Spune că nu e nicio restricție logică de ce să nu fie. Poate să fie. Mai târziu însă, datorită felului cum Euclid a prezentat acest postulat, e lung. Ocupă multe rânduri. E mai greu de înghițit decât cele simple. Prin două puncte trece o dreaptă. Da. Așa le învățăm acum în școală. Da. Dacă ar fi să evocăm acum chiar formularea originară a lui Euclid, n-am înțelege echivalența dintre ea. E mai grea. Și atunci, treptat, matematicienii s-au întrebat dacă nu cumva asta e chiar o teoremă, dacă n-ar putea fi demonstrat pe baza celorlalte axiome sau chiar ulterior altor rezultate. Și s-a început așa o goană, s-a încercat și treptat s-a constatat că nu se reușește. Nu reușeau nici să-l demonstreze, nu reușeau nici să arate că o negație a sa ar fi contradictorie, ceea ce ar fi închis problema. Și erau împărțiți mereu și uimiți de faptul că nu reușeau. S-au dat formulări echivalente. Lucrurile s-au complicat, din păcate, pentru că au ieșit din sfera științei, din sfera matematicii, și s-au combinat cu teologie. Sistemul lui Euclid fiind modelul de sistem peren, adevărat, în care nu nimic imoabil. Da, riguros, cert, era, evident. Era bine studiat la un moment, de la un moment încolo, în școlile iezuite mai ales, și orice se aducea atingere era mergea bine și cu modelul Ptolemaic al Universului. La fel. Descrierea geometrică. În plus, fiind acceptat, geometria euclidiană fiind acceptată și acceptată ca experiență, fiind considerată ca fiind exact descrierea spațiului în care trăim, altă confuzie pe care acum nu o mai facem. Să revenim la chestia, că am o întrebare pregătită pentru asta. Teologii, evident, nu puteau accepta un alt fel de geometrie, pentru că, spuneau, Dumnezeu nu poate să creeze o lume și o negație a ei, nu se poate nega pe sine. Dintr-o problemă matematică se ducea într-o problemă de cu totul altă natură. Desigur, a spus, Dumnezeu a creat lumea asta așa cum este, așa cum care este. Nu este un obiect fazii, e foarte riguroasă. Exact. Iar geometria nu face decât să descrie încheieturile acestei lumi. Sigur. Deci nu poate fi decât una singură și adevărată. Și atunci... La iar asta e geometria lui Euclid. La 1831, când Lobachevski, apoi Bayer, au arătat că... există și o geometrie în care postulatul 5 este înlocuit de negația sa. Lumea s-a scindat,
mulți nu au acceptat-o. Deci a creat un moment de scepticism și de dărută în istoria geometriei. A creat un moment de scepticism. Ceea ce se întâmplă și în fizică și în alte științe, când treci de la un model la altul. Nu? Și a... Eu nu știu dacă asta se încadrează în teoria lui Thomas Kuhn, dar, dar și nu a fost o revoluție pentru că nici nu au fost cunoscute rezultatele lor, nici nu au fost foarte cunoscute. Abia după 30-40 de ani au devenit cunoscute și acceptate. Nu știu dacă e apocrifă sau nu, dar Gauss cunoștea lucrurile, însă a fost jenă să le comunice, Gauss, pentru că nu vrea să facă de râs în fața celorlalți matematicieni. Nu pot să știi exact ce cunoștea, dar el așa afirmă, când într-o scrisoare îi spune tatălui lui Boie, lui Farkas Boie, îi spune să laud ar fi să mă laud. Da. Deci dă de înțeles că știe toate aceste lucruri și în altă scrisoare către Bessel parcă spune că a ajuns la anumite concluzii, dar nu le face publice pentru că se teme de strigătele beoțienilor. Beoțienii fiind în Grecia antică oameni care erau recunoscuți ca neavând suficientă inteligență. Asta e mai puțin important dacă știa sau nu. Acum s-a impus abia când geometria aceasta neeuclideană s-a impus abia când au apărut niște modele, modele exact în sensul pe care îl cunoașteți, care și unul dintre acele modele, cel puțin al lui Poincaré, era în interiorul geometriei euclidiene, ceea ce a forțat oamenii să recunoască că validitatea uneia merge numai în paralel cu validitatea celelalte. Din moment ce am un model al geometriei neuclidiene în geometria euclidiană, contest geometria neuclidiană, sunt obligat să o contest și pe cea euclidiană. Asta nu se face. Și deci s-a înțeles că sunt amândouă adevărate într-un anumit sens. Da. Fără să fie un adevăr absolut doar de partea geometriei euclidiene. Interesant că un moment important în filozofia geometriei apare la Kant, în Critica rațiunii pure, pentru că, necunoscând decât geometria lui Euclid, Kant s-o cotește exact în spiritul clasic, tradițional, al unui adevăr absolut. Geometria lui Euclid este a priori o condiție de posibilitate pentru spațiu fizic, nu doar un model al spațiului, cum spunem noi, cum spuneți dumneavoastră astăzi. Iar chestiuni mult mai recente, nu știu dacă vom avea timp sau dacă este contextul potrivit pentru a le discuta, mă refer la Nash și la ceilalți creatori, arată că există totuși ceva nu adevărat în Kant, dar care poate fi recuperat în sensul că, așa cum a spus și de Poincaré, avem nevoie de geometria lui Euclid pentru a trece mai departe, ca să vorbesc în termeni foarte general și foarte netehnici. Cred că există o anumită preeminența geometriei euclidiene, nu doar din rațiuni de psihologie, să spunem, asupra celorlalte tipuri de geometrie, nu numai cele cu curbă constantă, hiperbolică și eliptică, ci asupra geometriilor riemanniene în general. Poate că nu e bine să folosesc cuvintele acestea, care pot speria. Da, pentru că publicul nu este un public specializat. Să spunem că cred că există o preeminență a geometriei euclidiene asupra celorlalte tipuri de geometrii pe care le putem imagina și pe care să le putem folosi pentru a măsura spațiul, universul. Dar acum ne putem întoarce așa ca într-un fel de buclă, de cerc, la prima problemă pe care ați ridicat-o. Pentru că iată cum înțeleg eu și cum deșifrez lucrurile acestea. Odată ce am liberalizat, să spun așa, conceptul de spațiu, conceptul de geometrie și acceptăm că există multe alte geometrii la fel de valabile ca și geometria lui Euclid, dintr-o dată ne depărtăm dramatic de intuiția noastră cu privire la spațiu ambient și la ideea noastră că lumea este una singură și că trebuie să aibă o unică descriere corectă, care ar putea să fie, să zicem, geometria lui Euclid. Prin urmare, această fisură care se creează între o realitate fizică și construcțiile noastre matematice, geometrice, alimentează și acest scepticism cu privire la ceea ce spuneați dumneavoastră la început, adică în ce măsură, întrebarea lui Wigner, de ce se aplică miraculos geometria la realitate, de vreme ce geometria și matematica nu sunt științe empirice, nu sunt științe despre realitate. Nu, dar sigur, nu sunt științe despre realitate, numai că și extrag ipotezele, asumțiile fundamentale din realitate. Geometria și matematica în general
s-a dezvoltat enorm sub imboldul fizicii. În secolul XVIII și chiar și înainte, sub imboldul mecanicii. Din mecanică s-a dezvoltat până la urmă o mare parte din geometria diferențială. Apoi geometria a alimentat fizica lui Einstein, iar descoperirile lui Einstein au alimentat la rândul lor geometria, au făcut-o să se ducă mai departe, deci s-au creat concepte noi. Deci vedeți un rol foarte important de motor. Sigur că da. Dezvoltării unor teorii mecanica foarte abstracte venite dinspre mecanică. Mecanica cuantică se bazează pe niște concepte matematice foarte serioase, nu numai pe geometrie, dar pe teoria probabilităților, ceea ce numim analiză funcțională, spațiile Hilbert. Nu poți să concepi mecanica cuantică fără teoria reprezentărilor din algebră și fără spații Hilbert. Tot acest joc e un dialog continuu. Alain Kohn, de exemplu, un matematician, dar cu contribuții foarte importante în fizică. Cred acum că dacă s-ar insista și în perioada de formare a tinerilor, atunci când li se predau aceste noțiuni, pe această legătură atât de importantă între intuiția fizică și ce se întâmplă în realitate și dezvoltarea teoriilor abstracte matematice, copiii nu ar pierde contactul cu matematica. Prezentată numai ca un rețetar de a rezolva probleme, ca un algoritm, în cel mai bun caz, nu vezi de fapt niciun fel de legătură cu experiența pe care o ai. Iar la 10, 12, 14 ani, în momentul în care încep să raționezi mai abstract și gândirea logică se sedimentează și este mai bine structurată, atunci se întâmplă ceva. Atunci copiii pierd contactul, dacă n-au un profesor foarte bun, pierd contactul și nu văd în matematică decât o lume complet străină de experiența lor obișnuită. O sumă de exerciții, de tehnică, de... Da, dar punctul ăsta de vedere al meu e prevalent printre matematicienii creatori, și anume că trebuie să ne uităm la ce fac fizicienii, mecanicienii, ca să înțelegem cum anume s-au dezvoltat teoriile matematice, chiar dacă sunt atât de abstracte. Din ce știu eu, da. E motivul pentru care încă de când eram student am avut un curs de mecanică cuantică în anul 4. Apoi nu s-a mai făcut fizică în facultatea de matematică, dar de câțiva ani am revenit. Avem un curs opțional de fizică în ultimul an, ultimul semestru de licență. Nu se poate înainte, trebuie făcut când ai deja un bagaj de noțiuni suficient de mare. Eu cred că da, toată lumea e perfect conștientă de asta, plus că există matematica aplicată, îi se spune, care la modul declarat se ocupă cu aplicațiile matematicii în inginerie, în fizică, în chimie. Deci da, este, nu știu, cred că e loc comun printre noi. Dacă purtăm discuția pe terenul acesta care e mai apropiat și de experiența noastră, sigur, filtrată și mai abstractă a mediului ambient, o altă dimensiune foarte prezentă și care a suscitat și interesul filozofilor, o dimensiune a personalității umane, a creativității umane, este aceea de a putea să perceapă ceea ce este frumos, a frumuseții. E poate mai puțin obișnuit pentru noi să discutăm în acești termeni despre matematică, pentru că avem această idee preconcepută că matematica este doar logic aplicat, adică trebuie să ai niște demonstrații, iar virtuțile unei demonstrații nu spui că sunt legate de zona esteticului, a frumosului, nu? Sau a sublimului, poate unor, ci discuți despre ceea ce înseamnă sistematicitate, caracter riguros, evidență, logicitate și așa mai departe. Dar știu și din discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră altă dată, dar și din abordările deja canonizate, nu? Cred că Louis de Broglie spunea la un moment dat, fizicianul, nu? Francesc, că el totdeauna preferă o teorie fizică care este frumoasă, unei teorii care este mai puțin frumoasă. Ce înseamnă asta pentru un creator de știință? Mă bucur că puneți această întrebare. Pentru că asta ne apropie mai mult de zona creației și cu asta ați pornit. Da. Să da, nu uităm, sigur, că matematica e un proces de creație. Să ne uităm la partea vie a ei, sigur, nu numai la partea, sigur, moarte care e demonstrație. Dacă stați într-un cerc de matematicieni, o să auziți foarte des despre o teoremă că e foarte frumoasă. O să auziți și despre unele că sunt urâte, chiar dacă sunt adevărate. Urât. Uneori adevărul e ceva urât. Urât. Nu e
foarte simplu de definit, de altfel cred că nici în estetică nu e foarte simplu de definit frumosul, de aceea se pot scrie cărți despre asta. Îl percepem cu ușurință, dar chiar dacă nu îl putem defini. Exact ca și matematica, nu avem o definiție, dar o facem ca și pentru dragoste, aș zice. Dragostea de matematică, da. Nu, dragostea de orice fel. O facem, dar mai greu să o definim. Și faptul că nu știm să o definim nu ne împiedică să o facem. La fel e și cu matematica. Aproape toți matematicienii au cam aceleași păreri despre ce înseamnă frumos. Frumosul este legat în matematică de simplitate, în primul rând. Enunțuri simple, care într-un fel șochează prin simplitate. Enunțuri care fac legătura între domenii care aparent sunt complet disparate. Uh-huh. Așa ceva e foarte frumos. Te surprinde, nu? Exact. Frumosul este legat și de uimire, de surprindere, cum spuneți. Există o noțiune de, pe care o folosim iarăși des, de eleganța demonstrației. Asta, ca logician, vă e ușor să vedeți ce înseamnă o demonstrație chinuită, în care până la urmă iese, și ce înseamnă o demonstrație elegantă, care face niște trucuri, niște raționamente subtile. Așa ceva, de pildă, se vede foarte bine încă din anii de școală. Cei care merg la olimpiadă au parte și de probleme frumoase, acolo se apreciază și eleganța. Aici se vede și talentul și ingeniozitatea pentru matematică, adică să găsești exact acel lucru care să facă o demonstrație mai frumoasă. Pentru noi e important. Sigur că niciodată nu o să respingi un articol la o revistă pentru că e neelegantă demonstrație. Dacă poți, o să-i sugerezi autorului că ar putea să o aranjeze altfel. Nu o să respingi un enunț, o teoremă. Aș face conjectura, întorcându-ne la inteligența artificială, că va fi într-adevăr inteligentă când va face demonstrații frumoase, nu când se va baza pe Big Data. Da, dar pentru asta trebuie să-i definești frumos și asta va fi mai greu. Da. Dar aș vrea să sper să mai fie timp să spun două vorbe, pentru că ați pornit cu lui de Broglie și cred că problema mare a frumuseții și a eleganței, nu în matematică, unde noi acceptăm și e legitimă. Problema e în fizică. Da. Pentru că foarte mulți fizicieni au preluat ori de la matematică, ori de la ei, nu știu, aceleași concepte de eleganță și frumusețe și simplitate și se crede, se speră că universul trebuie să fie așa, universul elegant. Eu cred că universul îi pasă foarte puțin de ce credem și ce sperăm noi. Și că ar trebui să fim mult mai echilibrați și să luăm legile pe care le găsim, mă refer la fizicieni, așa cum sunt. Dacă o constantă e urâtă, asta nu înseamnă că trebuie să caut alta mai frumoasă. Dacă o ecuație e complicată, dar ea descrie ceea ce se întâmplă, aia e. S-ar putea ca universul să nu fie deloc elegant, să nu fie armonios. Armonia sferelor, cred că e o vorbă. Deci, aici cred că trebuie să fim puțin mai nuanțați și mai în altă parte există și o evoluție precauți a receptării frumosului de către noi. Vă dau un exemplu care vine mai din apropierea domeniului meu, dar care e în întâmpinarea a ceea ce ați spus. Ați și tradus cartea aceea lui Odi Freddy, foarte frumoasă, despre Dumnezeul logic, Gödel. Enunțul teoremei lui Gödel de incompletitudine, nedecidabilitate, este foarte simplu și foarte frumos. Nu? Poți să construiești o propoziție în limbajul aritmeticii care este adevărată într-un anumit sistem axiomatic care are o anumită interpretare, dar care nu este demonstrabilă în acel sistem. Prin urmare, și nici negația ei. Prin urmare, propoziția aceea e nedecidabilă, sistemul e incomplet. Demonstrația pe care a dat-o Gödel în anii 30 este foarte urâtă și foarte greu de priceput. Generații de matematicieni, de logicieni care s-au ocupat din 1930 și până astăzi de chestiunea asta au simplificat atât de mult demonstrația încât acum și un foarte bun student de anul al doilea, al treilea poate să o facă și devine din ce în ce mai frumoasă și mai acceptabilă. Deci există un standard subiectiv al frumuseții care evoluează odată și cu capacitatea noastră de a înțelege și a recepta. Sigur, există standarde de complexitate și
oricum se acumulează cunoștințe, se acumulează tehnici în timp care duc la simplificarea argumentelor inițiale. Dar ceteris paribus, într-adevăr, adică toate lucrurile fiind la fel considerate, o demonstrație mai simplă și mai elegantă e de preferat una care este mai complicată. Da. De câteva luni suntem foarte bucuroși că vă avem membru al Academiei Române. Puteți să ne vorbiți puțin despre matematică în România și în mod special în Academia Română, despre colegii pe care i-ați avut, profesori și colegii de generație dumneavoastră. Se știe foarte bine despre forța matematicii din România și foarte mulți matematicieni care au plecat din țară și care au făcut cariere impresionante în străinătate. O întrebare pertinentă este cum se face că avem încă o matematică puternică și o matematică mult prea puternică față de finanțarea pe care o are, față de dimensiunile țării. E de neașteptat, e anormal ce se întâmplă încă, din fericire. Acesta e un miracol, nu acela de ce se aplică matematica. Asta este. Noi am avut o școală matematică foarte bună în anii negri ai comunismului. A fost o matematică bună. Atunci s-au dezvoltat ramuri, a fost o dezvoltare formidabilă a algebrelor de operatori, analizei matematice, să zicem. După 90, sigur, s-a plecat masiv. Găsești matematicieni foarte buni peste tot în universitățile americane, matematicieni români foarte buni. Și în Europa nu mai vorbesc. Și totuși, încă există o matematică bună aici. Cred că suntem încă în trena acelor generații. Nu știu cât va mai dura, pentru că se pleacă în continuare pe capete, dar începe să fie și un flux cât de cât natural, se mai și întorc. Tineri, după ce își fac studii, se mai întorc. Se face foarte mult acum computer science și informatică, adică mulți matematicieni talentanți merg în zona asta. Da, adică mulți dintre copiii care înainte veneau către matematică pentru că era oaza, era locul unde puteai să scapi de presiunea politicului, acum, sigur, se duc și în alte direcții. Deci pierdem niște inteligențe, într-adevăr. Țara nu pierde, dar noi matematica pierdem. Și avem totuși în continuare forță. Nu suntem la nivelul de medalie Fields. Nu avem așa ceva în România. Aici trebuie să o spunem foarte clar. Dar suntem la nivelul de un pic mai jos. Cu o matematică bună, cu oameni care au vizitat toate marile institute din lume, vizitat pentru că au fost invitați acolo, oameni care merg la conferințele foarte mari. Deci este o matematică în continuare bună și școlile care formează matematicieni buni sunt încă cel puțin trei școli de tradiție, noi, UBB-ul și... Da, eu sunt și la Institutul de Matematică Stoianov. Și acolo mi-a spus că e un program de top. Este un program de top, este un colectiv de top la Institutul Stoilov, da, și în facultăți, și la București, și la Cluj, și la Iași sunt matematicieni foarte buni. Ce ar trebui făcut ca să nu pierdem acest lucru? Aici e o chestiune de decizie politică, de politica științei. Ce trebuie să nu trebuie făcut ceva în mod special pentru matematică, trebuie făcut ceva pentru știință în general, pentru că sunt aceleași probleme peste tot. Trebuie predictibilitate în finanțare, care nu există, n-au mai fost granturi de un an și ceva sau de doi ani și nu se știe când vor mai fi. Trebuie o mult mai mare flexibilitate în condițiile de angajare, de aducere a oamenilor în universități, în institute. Trebuie păstrat sistemul de institute de cercetare ale Academiei. E o discuție întreagă acum ce se întâmplă. Eu știu că este și este de mult. Valoarea lor și cu restrângerea. Dar acest sistem există și ar trebui păstrat.
sloganul că nicăieri în vest nu există așa, e un fals. SNRS-ul are asemenea oameni, mulți, care nu sunt Max obligați Planck, să cerce. În Germania. Nu, Max Planck nu are oameni angajați, invită. Colective. Dar îl avem, trebuie să-l păstrăm. Trebuie evident să nu existe ingerință politică sau să existe cât mai puțină. Poate exista ingerință directă politică în matematică? Poate exista ingerință politică directă, nu, dar indirectă, da. Finanțăm acele cercetări care rimează cu cutare cerința a guvernului. Industrie, cercetăm, finanțăm numai matematica aplicată, asemenea lucruri. Asta trebuie evitat, pentru că noi am avut întotdeauna și o matematică pură, să-i zicem, fundamentală, extrem de bine dezvoltată și pe aceasta nu trebuie să o pierdem. Trebuie să spun că în secția în care sunteți acum avem câțiva colegi mai tineri și noastră sunteți dintr-o generație mai tânără față de mentorii noștri și ar trebui ca poziția noastră să fie foarte puternică. Sunt colegi mai tineri decât mine. Da. Eu nu sunt dintre cei tineri. Am colegi din Universitatea București, sunt mai tineri decât mine și mai vechi în academie. Vă doresc mulți ani buni și creativi în continuare și vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și mulțumim și telespectatorilor noștri care ne-au urmărit. La revedere! La revedere!